A dona sânge înseamnă a salva o viață. Liberalii mehedinseni vin în sprijinul celor care trec prin momente critice și au nevoie de sânge. Drept urmare, au venit în număr mare la centrul de transfuzie sanguină după ce au aflat că la Spitalul Județean se află în așteptare 10 de pacienți care au nevoie de sânge. 12 membri ai Partidului Național Liberal au venit la centrul de transfuzii sanguine din Drobeta Turnu Severin pentru a dona sânge. Reprezentanții formațiunii politice au declarat că acest gest este unul normal într-o societate civilizată. Semenii noștri care trec prin momente critice au nevoie de un strop de ajutor. Ca urmare a apelului lansat de către reprezentanții centrului de transfuzii sanguine Mehedinți din cadrul Spitalului Județean Mehedinți de a chema lumea să vină să doneze sânge, având în vedere faptul că e o perioadă în care se duce lipsă majoră de donatori, împreună cu câțiva colegi din cadrul Partidului Național Liberal, ne-am mobilizat și am venit astăzi aici pentru a încerca să ajutăm și noi cât putem. Eu unul sunt și donator regulat, fac asta de câteva ori pe fiecare an și mi-am convins și câțiva colegi să mi se alăture astăzi, pentru că e foarte important să înțelegem cu toții că binele se face foarte simplu și dacă vrem să facem bine cu puținul acesta, o donare de sânge, putem să facem pentru unii oameni mult bine. Noi am luat inițiativa să vin câțiva colegi pentru a încerca să ajutăm pe cei care au nevoie. Noi să sperăm că nu sunt dat, toată lumea are nevoie la un moment dat de o picătură de sânge. Noi, unii dintre noi, suntem chiar donatori onorifici, venim din 6 în 6 luni și nu spunem că ne pare bine că venim, dar simțim că putem salva o viață cu această donare de sânge. Acestui demers s-au alăturat și cei din organizația de tineret, care s-au arătat solidari cu cei aflați în suferință. Trăim vremuri grele. La inițiativa colegului nostru liberal Daniel Crăjan, ne-am strâns astăzi aici să venim la centrul de transfuzii să donăm sânge. Știm că trecem printr-o perioadă foarte, foarte grea, este foarte mare criză de sânge și am ales să venim astăzi pentru că cu siguranță gestul nostru va face diferența pentru viața unui om. Reprezentanții PNL Mehedinți obișnuiesc să desfășoare astfel de acțiuni umanitare cel puțin de 2 ori pe an.